Vă salut, prieteni! Vă spun bun găsit și mă bucur să ne reauzim din nou. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi vă propun spre audiție un material scris de colegul nostru, George Hodorogea. Misteriosul manuscris de la Sibiu. Noi descoperiri despre prima rachetă în trepte. Un document denumit astăzi drept manuscrisul de la Sibiu a fost descoperit în anul 1961 și conține numai puțin de 450 de pagini. Datează tocmai din secolul al XVI-lea. Dar ceea ce îl face senzațional nu este neapărat data existenței lui, cât conținutul acestuia. Astfel, spre surprinderea celor care l-au descoperit, după sute de ani, manuscrisul de la Sibiu conține informații uluitoare de neconceput tehnologiei secolului al XVI-lea. Manuscrisul de la Sibiu include specificații privitoare la artilerie, balistică și rachete cu mai multe secțiuni. În paginile sale este descrisă chiar și o lansare cu succes a unei rachete cu mai multe tronsoane sau trepte, în fața a mii de martori din orașul Sibiu, întâmplare din anul 1555. Autorul manuscrisului, identificat în persoana lui Conrad Haas, a inclus desene ale rachetei pe care a proiectat-o și a construit-o el însuși. Astfel, manuscrisul de la Sibiu devine primul document oficial care detaliază știința construirii de rachete și alte aparate spațiale. Conrad Haas a descris în detaliu proiectul unei nave spațiale moderne, dar și a combustibilului necesar rachetei pentru zbor, un combustibil lichid. De asemenea, Conrad descrie și modul de construcție a aripilor, mod cunoscut astăzi ca tip Delta, utilizat în ultimele decenii la cele mai performante avioane militare. Și aici se ridică o mare întrebare, întrebare care tulbură și iscă și astăzi controverse în lumea academică științifică. Anume, cum a reușit cineva din secolul al XVI-lea să dea detalii despre știința rachetelor cu sute de ani înainte ca astronauții din programele Apollo, Gemini și Mercury să folosească această tehnologie? Ce spune autorul descoperirii manuscrisului de la Sibiu? Rachetele spațiale sunt ceva obișnuit în epoca noastră, sau așa credem noi. Dar în urmă cu secole nu este de crezut. Și totuși, afirmă și se întreabă doctorul în științe tehnologice Doru Todericiu, profesor de științe și tehnologie la Universitatea din București, cel care a descoperit documentul în anul 1961. Manuscrisul, scris în limba germană, a fost tradus și publicat de Todericiu în anul 1967, într-o revistă istorică românească sub numele de Manuscrisul de la Sibiu. Todericiu s-a aplecat mai mult asupra ultimei părți a manuscrisului, adică asupra capitolului în care Conrad Haas descrie cu numeroase detalii o suliță zburătoare cu o rază de acțiune considerabilă și eficientă, dar și momentul lansării unui alt aparat de zbor, o rachetă în trepte cu combustibil solid, în orașul Sibiu. În urma identificării autorului, Conrad Haas a fost acreditat cu titlul onorific virtual de părinte al zborului spațial. Todericiu este convins că Haas a avut acces la anumite documente sau artefacte mult mai vechi, el fiind unul dintre savanții inițiați ai vremii. Inițiat însemna informat sau era unul dintre privilegiații oamenii care au avut acces la secretele umanității, bine păstrate și protejate de tot felul de asociații secrete, precum Ordinul Templului, Ordinul Cavalerilor Crucii Negre sau Ordinul Frăției Șarpelui. Această speculație se bazează pe faptul că se pare că limba utilizată și vocabularul din manuscrisul de la Sibiu sunt mult mai vechi de secolul al XVI-lea. De ce Conrad Haas? De ce Sibiu? Manuscrisul de la Sibiu, cel care a fost redescoperit abia în anul 1961, este, la prima vedere, opera unui spirit vizionar.
Și chiar aceasta este realitatea. Konrad Haas, autorul manuscrisului, a fost, fără doar și poate, un geniu care a anticipat tehnologii utilizate pentru prima dată abia în secolul 20. Printre altele, acesta, în tinerețe, s-a ocupat și cu studiul alchimiei, dobândind cunoștințe ce aveau să-i fie utile mai târziu. Doru Todericiu, descoperitorul documentului, consideră că anul de scriere a manuscrisului este 1569. Dar de ce Konrad și de ce Sibiu? Răspunsul este destul de simplu și credibil. Konrad Haas, militar și inventator care a trăit între anii 1509 și 1576, a îndeplinit, începând cu anul 1556, importanta funcție de șef al arsenalului în cetatea Sibiului. La vremea sa, Haas era deja un cercetător cunoscut, pasionat în domeniul artileriei, materiilor explozive și balisticii, precum și un experimentator deosebit de iscusit. Contemporanii îl considerau un geniu inventator, cu siguranță că Haas avea o inventivitate vecină cu geniul. Astăzi se știe că manuscrisul de la Sibiu a fost redactat pe durata a 4 decenii, munca de redactare fiind inițiată, se pare, la Viena și terminată la Sibiu, unde a și fost descoperit peste câteva secole de către Dimitrie Doru Todericiu. Manuscrisul figura în arhivele statului ca document înscris sub Cota Varia a II-a 374. Dar nimeni nu se aplecase asupra sa, nimeni nu avusese curiozitatea să vadă ce conține acel manuscris Varia a II-a 374. Cine a fost Konrad Rudolf Haas? Acesta s-a născut în anul 1509, spuneam, în orașul austriac Dornbach și a murit la Sibiu în 1576. Konrad Haas provenea dintr-o veche familie cunoscută drept clanul Hassenhof, ce se trăgea din Landshut, Germania de astăzi. De mic a studiat latina și germana la școala capelei Sfânta Ana. Deși era pasionat de alchimie și influențat sau forțat de familie să devină medic, tânărul Konrad alege calea armelor. A început ca guard imperial de artilerie, devenind în scurt timp ofițer pe lângă curtea imperială austriacă. Mai târziu, prin anul 1538, Konrad Haas s-a hotărât să împărtășească ideile lui Martin Luther, devenind astfel protestant. A participat în războiul lui Ferdinand de Habsburg cu Ioan Zapolia, război cunoscut drept războiul pentru Transilvania. Se pare că de pe acum își folosea invențiile în luptă, în special la modificarea tunurilor și a traiectoriei obuzelor. Primele sale invenții majore apar odată cu participarea sa în anul 1542 la războiul cu turcii în bătăliile din jurul Vienei și la acțiunile militare desfășurate în apropierea Bratislavei. Conform martorilor vremii, în aceste lupte, Haas ar fi folosit pentru prima dată rachete explozive. La vârsta de 42 de ani, în anul 1551, a fost trimis în Transilvania, la Sibiu, pentru a se ocupa de arsenalul orașului. Konrad Haas a rămas la Sibiu până la sfârșitul vieții sale, petrecut în anul 1576. Fostul arsenal sibian, care este astăzi actuala cazarmă Campbell din Piața Armelor, a fost construit după indicațiile lui Haas. Arsenalul sibian a fost unul dintre cele mai bine dotate și înaintate ca tehnologie militară din sud-estul Europei, fiind în acea perioadă sub administrarea și conducerea directă a lui Konrad Haas. El l-a cunoscut pe Hans Wallach, cel care pe atunci, la Alba Iulia, realiza pulbere pentru armele de foc. Între cei doi a urmat o colaborare, Haas folosindu-l pe Wallach la prepararea combustibilului pentru viitoarele sale aparate de zbor sau arme de război, rachetele explozive. Konrad Haas a fost preocupat de întărirea capacității de luptă a trupelor imperiale,
Și în acest scop a efectuat o serie de experimente cu tipurile de rachete pe care, cu mulți ani în urmă, și le imaginase și le proiectase în manuscrisele sale. La Sibiu își construiește în arsenal un laborator, unde continuă studiile începute în anul 1529 și legate de tehnologia rachetelor, redactând lucrarea care, secole, a stat acoperită de praf, sub banala etichetă Varia a doua, 374, și cunoscută astăzi ca Manuscrisul de la Sibiu. Astfel, manuscrisul lui Conrad Haas devine istoric cel mai vechi document cunoscut din epopeea rachetei moderne. În lumea cercetărilor, manuscrisul de la Sibiu mai este cunoscut și sub numele de Coligatul de la Sibiu, coligare însemnând a lega împreună. Într-un poligon din apropierea Sibiului, se pare că pe locul actualului aeroport, ce coincidență remarcabilă, Conrad Haas a experimentat trageri cu rachete balistice, dar și a reușit lansarea unei rachete întrepte. Astăzi se cunosc mai multe lucrări tehnice ale inventatorului, multe dintre ele descrise în celebrul manuscris și tot atât de multe și experimentate, deci invențiile erau funcționale. Astfel, Haas a scris următoarele: probleme de pirotehnie și balistică, avându-l, se pare, ca ajutor și pe Hans Hassenwein, un angajat al municipalității sibiene; despre mașinile de asediu, avându-l ca și coautor pe strategul militar Berthold Schwarz; construcția și utilizarea rachetelor cu 2 și 3 trepte. Acest ultim text, scris doar de Conrad Haas, este consacrat descrierii și proiectării a numai puțin de 17 tipuri de rachete, de forme diverse, toate fiind prevăzute la partea inferioară cu stabilizatori de direcție, de formă triunghiulară, asemănători literei grecești Delta, de unde și denumirea de mai târziu a aripilor portante Delta. În acest capitol al manuscrisului sunt descrise rachete cu pulbere, autopropulsate, care erau considerate de inventatorul lor fie mijloace de lansare a artificiilor pentru zilele festive, fie arme eficiente de luptă. Se știe că deja rachetele lui Haas puseseră utilizate cu succes împotriva armatelor otomane, care în anul 1542 asediau fără succes Viena. În manuscris sunt descrise și alte invenții ale lui Conrad Haas, precum racheta cu 2 etaje de ardere, racheta cu 3 etaje, baterie de rachetă, căsuța zburătoare, precursorul avionului, experimentarea principiului arderilor necesare la racheta cu mai multe etaje. Tot din manuscris putem să observăm că Haas era preocupat și de descoperirea unor noi compoziții pentru combustibilii de rachetă, el fiind adeptul combustibililor carburanți pe bază de compuși de amoniu, dar și a ideii utilizării unor combustibili lichizi, total diferiți de pulberile diverse pe bază de salpetru, uzuale în acea vreme. Înainte de descoperirea manuscrisului de la Sibiu, întâietatea proiectării unei rachete întrepte, 3 la număr, îi era atribuită polonezului Kazimierz Siemienowicz, cel care a publicat informații despre invenția sa într-un tratat scris în 1650, numit Artis Magne Artillerie. Deși astăzi s-a stabilit paternitatea rachetei lui Conrad Haas, detractorii au susținut că era un fals copiat după polonez. Dar, la o simplă analiză a datelor scrierii celor 2 tratate de artilerie, se vede clar că Haas are un secol în față. În plus, în tratatul lui Conrad Haas mai apar proiectate nu numai rachete, ci și baterii de rachete, rampe de lansare ale dispozitivelor balistice, rachete de tip boomerang, adică tot ceea ce era necesar pentru funcționarea rachetelor, ceea ce la polonez nu există. Și, culmea coincidenței fericite, tot un fizician neamț, dar de data aceasta chiar născut la Sibiu, inginerul și fizicianul Hermann Julius Oberth, peste 4 veacuri,
avea să-și aducă la rândul său neprețuita contribuție la dezvoltarea astronauticii și a tehnologiei de fabricare a rachetelor. Atât ideile cât și proiectele lui Konrad Haas, dar și ale lui Hermann Oberth, au stat la baza realizărilor lui Werner von Braun, inventatorul rachetelor V1, V2 și V3, dar și părintele programului spațial american, program care a culminat cu seria Apollo, cea care a dus pentru prima dată un om pe lună. Iată ce frumoase conexiuni, conexiuni de care ne mândrim, fiindcă unul dintre participanți a fost un român naturalizat, iar altul chiar român. Konrad Haas s-a manifestat deseori împotriva utilizării invențiilor sale în scopuri militare, dorind ca studiile sale să aibă o aplicație pașnică. În ultimul capitol al cunoscutului manuscris de la Sibiu, chiar Konrad Haas declara pentru posteritate, citez, "Sfatul meu este ca lumea să trăiască în pace, să nu mai fie război. Muschetele să fie lăsate în tecile lor, ghiulelele bombardelor să nu mai împrăștie moarte și praful de pușcă să nu mai ia foc." Astfel își păstrează prințul banii și armurierul viața. Acesta este sfatul pe care vi-l dă Konrad Haas. Am încheiat citatul. Se bănuiește că Haas ar fi fost un mason de grad mare, fiind inițiat astfel în multe secrete și informații inaccesibile omului de rând. Dar să vedem ce s-a întâmplat cu cel care l-a adus după secole acolo unde merita, adică în prim planul inventatorilor, odată cu descoperirea manuscrisului de la Sibiu, adică cu Doru Todericiu. În anul 1970, Doru Todericiu a părăsit țara natală și, ajuns în străinătate, a intrat în atenția celor de la CIA, dar și a celor de la MI6, care doreau să afle mai multe informații despre munca sa de arhivă din România, mai ales cea legată de invențiile lui Konrad Haas. Doru Dimitrie Todericiu a tipărit mai mult de 30 de cărți, unele având legătură directă cu manuscrisul de la Sibiu. Într-un târziu, Todericiu a fost inițiat în masonerie și primit într-o lojă subordonată Marii Loje Masonice a Franței. Altă conexiune în timp, Konrad Haas, inițiat acum câteva secole, și descoperitorul său, inițiat în prezent. Manuscrisul de la Sibiu este astăzi considerat prima documentație și tehnologizare a rachetelor în lumea întreagă. Astfel, Konrad Haas a fost trecut în rândul marilor vizionari ai lumii, alături de celebrul Leonardo da Vinci, ceea ce și merita. Dragi prieteni, atât despre misteriosul manuscris de la Sibiu și creatorul său. Până data viitoare, când vă aștept cu alte informații interesante, vă doresc numai bine. Pe curând!